Tradițiile încă se mai păstrează cu sfințenie în unele localități dâmbovițene. Vulcana Pandele este un izvor nesecat de tradiții și obiceiuri. Atmosfera de sărbătoare a pus amprenta asupra comunei Vulcana Pandele. Căminul cultural izvor de apă vie din localitate, ca în fiecare an, a găzduit un concert de colinde. Edilul comunei, Constantin Olteanu, și consilierii locali au fost colindați. Nu a lipsit nici moșul. Manifestările au continuat pe tot parcursul serii de 23 decembrie. Zeci de localnici au luat parte la acest eveniment. În final au fost împărțite colindețe, covri, nuci, mere și vin fiert. Primarul Constantin Olteanu l-a adresat tuturor cetățenilor comunei Vulcana Pandele un călduros la mulți ani. Domn, domn, să ne dăm, am plecat să colindăm, domn, domn, să ne dăm, când boierii nu s-a acasă, domn, domn, să ne dăm, când boierii nu s-a acasă, domn, domn, să ne dăm, domn, domn, să ne dăm, domn, domn, să ne dăm, am plecat la vânătoare, domn, domn, să ne dăm, să vâneze căprioare, domn, domn, să ne dăm, să vâneze căprioare, domn, domn, să ne dăm, domn, domn, să ne dăm, domn, domn, să ne dăm, căprioare n-a vânat, domn, domn, să ne dăm, și-a vânat un iepuraș, domn, domn, să ne dăm, și-a vânat un iepuraș, domn, domn, să ne dăm, domn, domn, să ne dăm, domn, domn, să ne dăm, să facă din blana lui, domn, domn, să ne dăm, vezi un frumos domnul lui, domn, domn, să ne dăm, vezi un frumos domnul lui, domn, domn, să ne dăm, domn, domn, să ne dăm, domn, domn, să ne dăm. M-a dat Dumnezeu ani hol de mândre lui Traian, astfel să dea și la voi, ca să avem parte și noi, să vă fie casa casă, să vă fie masa masă, tot cu mesele înfinte și făcliile aprinse. Și la anul să trăiți, să vă găsim înfloriți, ca merii, ca perii, în mijlocul verii, ca toamna cea bogată de toate îndestulată, ia mai un ac, măi, flăcăi! Să vă trăiască copii, că aveți niște copii deosebiți, și anul care vine să sperăm să fie mult, mult mai bine decât anul ăsta. Încă o dată la mulți ani dumneavoastră și familiei dumneavoastră. Magia sărbătorilor de iarnă să ne aducă sănătate și fericire. Centrul Județean de Cultură Dâmbovțean acest an a venit în sprijinul Căminului Cultural Izvor de Apă Vie și anume a pus la dispoziție pe maestrul coregraf Dan Șetreanu, care împreună cu colaboratorul domniei sale, Dragoș Popescu, au pregătit un moment artistic deosebit pentru seara de 23 decembrie la Vulcana Pandele, și anume dansuri populare.